Vechile joburi dispar pe bandă rulantă pentru că avansul tehnologiei schimbă societatea în profunzime, așa că și alte meserii vor dispărea din cauza digitalizării. Casierii vor fi înlocuiți de casele de marcat self-pay, mașinile nu vor mai avea nevoie de șoferi, iar mâncarea va veni la fereastră cu drona. Vor fi mult diferite față de ceea ce știm acum. Mai exact, multe meserii vor avea legătură directă cu partea digitală, cu IT-ul. Avem și câteva exemple. Evoluția tehnologiei înseamnă, printre altele, apeluri video la mii de kilometri distanță, zborul cu avionul și internetul. Evoluția tehnologiei a creat multe locuri de muncă, însă în prezent, din cauza vitezei cu care se dezvoltă partea digitală, cât și a vitezei cu care apar noile meserii, mulți oameni nu pot ține pasul. Aici e posibil să întâmple, pentru că am văzut că deja au apărut roboți care fac lucruri extraordinare. Și asta e o treabă care se va întâmpla. Cum cred că și la engleză încearcă să facă ziua de muncă, săptămâna de lucru de 4 zile. Și aia probabil că are randament. În momentul în care nu ai timp de respiro, randamentul scade. În cazul în care îți rămâne un timp mai lung și îți poți aranja o dină, viața e altceva. Viitorul va aparține roboților. Multe meserii vor dispărea. Ce părere aveți? Cred acest lucru. Cred acest lucru și nu spun acest lucru așa formal, din rațiuni superioare. Deci înțeleg mersul societății, complexitatea vieții și evoluția acesteia. Da, e adevărat asta. Fiindcă s-a dezvoltat atât de mult tehnica, tehnica va avansa și rolul oamenilor va fi, dar mai puțin ca până acum. Fără oameni nu se poate totuși. Cetățenii afirmă faptul că joburile nu vor dispărea, ci se vor transforma. În 5-10 ani, cu ajutorul tehnologiei, noi vom fi niște manageri ai unor roboți, care ne vor ajuta să facem lucruri pe care le făceam înainte mai eficient și mai eficace. Nu cred. Robotul e robot, trebuie coordonat de o minte, de oameni. Deci dacă dispare meseria și o ia robotul, trebuie să fie cineva care să-l facă pe robotul ăla să meargă. Nu cred că vor fi alte meserii. Și cu populația ce se întâmplă? Dispare și populația? Că altcumva eu n-am altă explicație dacă se robotizează tot. Și industrie, și agricultură și toate. Spuneți dumneavoastră că nu prea ar fi posibil acest lucru. Posibil ar fi, dar nu e convenabil pentru populația omenirii, pentru globul pământesc. Ce fac oamenii? Rămân fără locuri de muncă. Fără locuri de muncă, rămân în șomaj, cu ce trăiesc? Când avem cu ce trăia acum. Da, când o fi robot. Meseria de casier începe ușor-ușor să fie înlocuită de casele self-pay, care ți oferă libertatea de a-ți scana și plăti singur produsele. Și meseria de livrator va dispărea în viitor. În Statele Unite sunt testați roboții livratori care au făcut deja peste 2 milioane de livrări. Nici șoferii de taxi nu vor scăpa. În mai multe orașe, precum Dubai sau San Francisco, sunt testate deja taxiurile autonome.